Noul premier cere demilitarizarea regiunii Transnistrene. Ce părere aveți despre această cerință? Eu socot că da. Perfect. De mult trebuie lucrul ăsta. Oamenii din rând așa din Transnistria, eu cu dânsul discut desigur că am niște prieteni care acolo trăiesc. Și e bine cum trăiesc acolo, dar toți ei vor cu Moldova și au părinți aici, în partea asta. Trebuie lucrul să se facă odată și odată. De când se mai vorbește despre lucrurile astea, dar așa se stă nerezolvată întrebarea. Noi cu rușii am trăit și cu rușii vom trăi. Așa că dă-le pace la armată și la așa din Pridnestrovie au rămas o bucățică din Sovietski Soyuz. Tare bine faci. Mai rău om ca rusul pe pământ, nu-i. Cinstit vă spun. Ce face el acum în Ucraina și e? Oare de ce n-a întuntină Dumnezeu sub termeni prostia asta? Și armată nouă pe pământul nostru nu ne trebuiește. Nu mai Rusia, asta e o țară ocupantă, nu ocupat numai la noi în Moldova, și în Gruzia, și în Ucraina, și peste tot locul. Nu-i frumos să face rușii. De când merge vorba de retras? Asta e ceva extraordinar să ții. De când Republica e liberă, dar armata rusească și caută aici. Merge conflictul de războiul ăsta, ar putea să rezolvi întrebarea asta. Așa că cum Republica Pribaltice, exprompt a pus, a lichidat, așa e. Acum în momentul și al șerbinte, se poate rezolva acum. Dacă cu ajutorul Europei, NATO chiar, fiindcă alt moment nasă, dacă Rusia a să progreseze în război cu Ucraina, apoi nu se mai rezolvă treaba. Din potrivă, noi suntem ocupați. Paranoia cu cel poate dați să ducă pe scenă. Lavrov, tot șaica asta, e putiniști. Clar că Moldova n-a să niciodată în război. Calipașnic trebuie să meargă deja rezolvarea întrebării Transnistriei, doar atunci noi ne-am refuzat să mai luptăm. Eu tot am fost. Și cum puteai să lupt ca armata 14? Никакого ущерба они нам не принесли. И чтобы их сейчас уничтожить и вывести, это большой риск. Но надо, чтобы у нас в республике был мир. Это не первая проблема для того, чтобы нагнетать обстановку. А релатилор есть персонал. Ei caută, ei sunt motivul, ei caută provocări diferite, ei vor să fie țare, cum a fost până acum, și să ne îngenuncheze. Ei locuiesc aici, dar nu vor să învețe Republica Moldova, să vorbesc în limba de stat, în limba română. Suntem pintru și de mult trebuie să fie scoasă. Cu greu că la noi avem forță care dintr-o parte și avem din alta și încurcă. Zaharova tot spune că Moldova e așa, Moldova e așa, dar ei, ca cătării, Rusia, fac tot rău între popoare.